Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi o să mâncăm cele mai scârboase bomboane de la Jelly Beans sau o să le numărim pe alea bune, depinde de norocul fiecăruia. Avem aplicația pe telefon unde o să fie o ruletă care îți dă posibilitatea de a mânca, de a alege culoarea, da? Deci din telefon o să alegem. Înainte să dăm drumul la challenge, nu uitați de link-urile din descriere. Am Instagram și Facebook acolo, să-mi dați un follow pentru că de fiecare dată vă anunț pe rețelele de socializare când postez un vlog nou. Ai mai făcut rata? N-am mai făcut asta, vreau să zic acum. E un challenge pe care l-am văzut de mult. Înainte să mă apuc de YouTube era foarte multă lume îl făcea. Era un, trend sau ceva de genul și îl făcea. Și acum m-am întâlnit cu ăsta în magazin. Zic, ia să-l iau eu, mă, să-l prezint și eu la mine, să-l încerc și eu, că până la urmă e curiozitatea mea. Nu. Și chiar vreau să văd ce gust are. Deci, că am înțeles că are o grămadă de gusturi din astea. Da. Șosete, pasta muci, de jinți, muci, vomă. Două de aceeași culoare, una are un gust bun și una are un gust de rahat. Bineînțeles, dă și mie din astea. Pauză, mai mâncăm două chile și revenim după. Yeah. Alea, dar ce urât e. Trebuie să cauți pe net că aici scrie în... în germanglia. Știu că e cu ou stricat, cu mâncare de băieți și cum e de mâncare de câini. Hai, lasă-mă, nu mai. Băi, Danle, deci aia cu vomă e patronul scurt. Deci mâncare de câini, am zis că gata, băieți, cad pe jos, fac tumba, nu mai pot. Ia să vedem, frate. Deci avem așa, ca și aromă, ce am găsit aici în aplicație, scrie pară sau vomă. Banană cu căpșuni sau pește mort. Ăstea care le numerești bune. Sunt bune. Bă, sunt perfect, îți zici că mănânci fructul sau ce e. N-au niciun miros de nimic, am te gândit. Nu miros. Yes, dar, ceva? Nu miros, nu. No. Deci vedeți, unele arată bine, unele au ceva pe interior, dar nu știu dacă e o regulă. La fel, mă, uite, se compară. De fapt, da, uite, portocaliu. Nu, lasă că se vede, portocaliu ăsta de aici cu ăsta din partea asta e la fel. La fel, mă, exact la fel. Exact. Da. Fac eu primul. Faci tu primul? Da. Ia să vedem. Ne-am adus coșul. Aici. Și avem și aici coșul că a zis Badan că e o problemă cu... Da. Bă, serios? Deci asta este roata din aplicații, deci aplicații pe telefon. Exact ce are pe aplicații, gen bomboanele de aici. Negru, și aici, portocaliu, pe ediție, verde, ediția, da, nu știu care. Pe ediția a 5 acum ar veni asta. Gata. Așa, mi-arăt acolo da, sus. Da. Banana smoothie, strawberry banana smoothie sau pește mort. Ia vezi ce numărești. Care e? Stai să mă uit atent. Deci, vezi? Cam astea sunt. N-aș fi tâmpit să o iau pe aia nașpa, dar nu știu care e aia bună, așa că aleg una dintre ăsta două. Da, mi-a. O las pe aia, pe care am luat o prima gen. Bă, da. Mi-e rău. Sau? Nu, mă. Ia. Deci cu ce? Cu pește mort. Cum e cu pește mort? Bă, să moră, dar... Vai, mâncați-aia și gura ta! Ma! Să mor, dar... Vai, dar ce urât miroase, Badane! Să moră dacă... Respir, nu mai vorbim pare, dar să te rog frumos, Badan, pe bune, cred. Păi, Doamne, nu știu, fac-o din asta ca să ne mai dregem, când mor. Ca să vedeți cum funcționează aplicația asta, o să mă dau eu mai așa, ca să aveți aici spațiul ăsta gol. O să vă pun pe mijlocul ecranului exact aplicația, cum rulează la mine în telefon. După cum vedeți acum pe ecran, e strawberry, banana, smoothie sau pești mort. Și Bogdan a nimerit-o pe aia cu pești mort. Și acum dau și eu de roată. Hai, lu. Vedeți că se învârte și mi se schimbă toate astea, așa, vedeți? Și s-a ajuns la, fii atent, am ajuns la nucă de cocos sau lapte stricat. Yeah. Și trebuie să fie aia albă. Una din astea albă de aici, una din astea două, așa. Deci fii atent că o iau pasta așa. Băi, am așa o senzație, dacă eu n-am mai încercat asta niciodată, nu știu cum funcționează și mi se nu... Băi, n-aș vrea tare, mă. Ai luat-o pe aia bună, presimt. Dar mi-este ca lumea, ca așa, dar nu-i simți gustul, trebuie să meșteți puțin. Aia la bună? Dai cât dai pe jos. Băi, lău, ce nașpa-i coai. Vezi? Băi, ce nașpa-i, du-te dracu. Bă, dar cum am făcut, mă, gusturile astea în bomboanele astea așa? Prima a luat cu rău. Ia. Dă-mi coa. Una ta. Asta-i salvarea, că altfel murim. Băi, și cât persistă gustul, bă, da? Dacă găsiți, nu știu, pe-n Carrefour, pe-n mall-uri, cât ai dat, mă? 25 de lei. Luați și încercați cu prietenii acasă. Nu le mâncați, doar le gustați și dă-ți dau. Îmi bărești și eu una bună, că ălea bunii, băi, vezi și gust ca lumea au pe bunii, băi, e bunii rău. Chiar sunt curios. Stinky bug. Ce-i ăsta? Gândac? Ce naiba? Gândac împuțit. De exact cum ziceam eu, deci gândac împuțit. Cum mă să mănânci? Ia, dar să văd cum arată. Cum au făcut, cum au recreat ei gustul de gândac împuțit? Nu înțeleg. Mergi, Melo, mergi, gândac, 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 gândac.
Hai, băi, patate. Bă, zboară dacă poți să o țin în gură, dale. Bă! Băi, se face rău instantaneu. Fai, ce fel pute, băieți, nu vin, nu. Bă, vrei să zic ce și zgânda acolo mic care dacă îl omori miroase toată casa. Bă, așa, așa miroase acum, bă, așa e asta. Hai că dau de roată. Ia, fete. Mai curățu din asta, mă spart. Te văd acum, mă, că ți-ai curățat. Șosete. Deci ăsta și cu ăsta. Poate numeresc una bună, să văd că mi-ai zis că-s bunele. Bă, jur, să vezi, dar nu, de unde, că n-am numerit niciuna, să vezi ce bună e dacă e ce trebuie. Ami, nașpa? Yeah. Eu cred că ai luat ăsta stricat, Danule. Că numai căcatele am numerit, mi-e rău. O, du-te, ah. Mai rău, dacă nu o să-mi jurăm pe video ăsta. Băi, nu, 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 e imposibil așa, nu cred, nu, deci eu nu credeam așa, nu, ceva. Nu cred că ai luat ăsta stricat, dracu, nu nimerezi niciuna bună. Băi, nu cred așa ceva, ba, dă, dă una, o, felii, dă, una. Păi de ani desfăcut-o, că murim. Ne. Eu am gustul ăsta așa cum ai din... Mai măsele. Bă, dar nu merezi eu una bună, mi-o să mă bucur și eu. M-am popcorn sau ou stricat, nu? Da, oleu. Pă, băi, opa. Băi, și acum ai senzația că și știi că... Ou stricat. Hai, mă zic că ai luat una bună. Nu dau seama, are gust de unt, așa. Înseamnă că eu fiu bun. E bună, e bună. E bună? E popcorn. Foarele, în sfârșit a luat ceva bun, că nu mai suportam să fie așa. Da, de exemplu, o mănânc. Băi, exact, popcorn 100%. Da, uite, acum că ai terminat de mâncat și așa, vine miros de popcorn. Vine pe buni. Pe buni, mă jur. Băi, exact, popcorn scos din pungă și, băi, da. Deci eu nu cred, mi se pare imposibil așa ceva. Foarele. Ce ai? Mâncare de câini? Ai murit dacă ai mâncat din asta. Deci eu am făcut de două ori video ăsta, când am luat mâncare de câini, bă, am vomitat, Danule, bă, fără mișto. Am mai mâncat mâncare de la Pablo, de la asta, dar nu se compară. Hai, mă, pune ca lumea, nu așa. Mestică, mestică. Mestică, mestică. Cum e? Zi-mă, e bună sau e nașpa? Nașpa. Și îți place? Ia mai mestică, mai mestică așa, să vezi. Nu, pe banană. Băi, nu pot, băi, nu pot, nu pot, nu pot. Zici ce gust are, nu-i nașpa asta? Stai că acum m-a lovit mai tare, dă și mai lasă-le acă. No! Dă-mă, nu fii prost! Bă, ce pute! Bă, să zic că lumea că suntem niște copii din aia de 5 ani care... Băi, tu știi ce rău e, mă? Dar, pe bune, chiar sunt dejluați, vă, 25 lei, jucați cu prietenii. Băi, ce fel îmi vrea sigura. Poate îmi merezi ceva bun iar. Da, vreau și ceva bun. La o prăjitură, tort sau ceva de genul, sau apă murdară de spălat vase, ceva de genul. A, detergent, cum ar veni. Apa murdară. Zoaie, da, exact, exact. Asta poate fi traducerea. Zoaie. Păi, ce gustură avea alea cu nașpa. Gata? Mamă, ai, Danule! Dar cum? Frate! Băi, direct a tort din ăla, bă, ceva așa cu un bubblegum, cu ceva, ceva. Da, nu, mai zis, să lasă-mă că... Mamă, cât e de frumtă, aia acolo! Mâncare de câine acum! Băi, cât e de forță! Ia, mă, dă-mă ceva bun, mă, ceva bun aici! Fai, mi-a căzut piersică sau... Vomă! Păi și care sunt, bă, da? Ai zis eu acum. Uite astea. Cum, astea toate, așa? Toate, uite câte ai. Din 7 s-o ia fix pe aia cu vomă. Băi, dar... Că ai luat vomă... Ai și vomitat, direct te zic. Hai, mă, ce scârbă se bagă în gură. Ai merești persică, știi cum e, ca și cum ai mâncat drept dintr-o persică, fii atent. Hai, te rog eu, doamne. Am un feeling așa. Mestică, mestică, că nu-ți dai seama. E vomă. Noi, bun! Da, mă, e bun, mă, e perfect. Vezi? Bine, doamne, că nu mi-ai dat vomă, doamne. Mai ai una, ai curaj? Iau și eu, dacă e tu. Dacă mai ai tu una, iau și eu, din toate alea. Hai că avem multe din astea. De ce? Atenție acum. M-a prostit băieți, ați văzut, da? Ia tu una și iau și eu una. Aia? O pastă. Aia amândoi odată? Hai, noroc, frate! Salut! Să fii cu... Vom angura ta! Ce prost e! Rău! Da, ce de? Piersică, băieți! Piersică, băieți! Băi, vomă, băi! Băi, nu, mi-a rămas gustul de la el alt! Îi pazi tu! Bă, mi-i rămăsesem ce m-am păcălit! Ți-a rămas să mă... Mi-a rămas lipit de măsări, ai văzut că am băgat degetul, după aia nu puteam să o scot! Băi, eu m-am păcălit singur când rămăsese gustul de la cealaltă și după aia a venit și fraierul ăsta de vomă, instantaneu așa, m-a lovit deodată! Bă, dar ce nașpa, ai mâncat ție și gura! Nu mai respira așa, bă, dar într-o ochiul frumos! Ce mi-a căzut? Popcorn am luat, nu? De. Aia verde muci. Ce ca lume. Da! Ce-ai zis? Pară sau muci, nu? Da, pară sau muci, ia să vedem. Da, așa. Au mai rămas numai cele negre de mâncat.
Și acum dacă tu le-ai nimărit pe astea, eu să le iau pe celelalte, da? Da, nu mai dai de aia că nu mai are rând. Ultima rundă cum ar veni. Da. Dar de ce așa verde asta? Da, nu știu. De care nu mai muci aia nea. E făcut de mai mult. Ia-mi că o iau de mai mult muc. Muci, direct. Vezi acum, băieții, îi fac aici eliberare. Cu ce trebuie să am? Cu muci. Scuip aici. Bine, fac aici. Hai, le-un birou, băgaței. Băi, ba da, nu credeam așa ceva, mă crezi? Și-a băgat tubul de pasă de dinți în gură, băieți. Și fete, băieți și fete. Vai, eu. Mi-e rog. Eu, dacă mi se moră, dacă mai văd ceva azi. Că cam așa în bomboanele tale. Lăsând challenge la o parte, cât de bine îți făcute gusturile astea așa. Eu nu înțeleg cum au făcut să bagi într-o bomboană gusturile astea așa. Fii atent, când am luat pe astea negri. M-a spart. Dar stai să vedem, ia scriu alea, să vedem ce sunt astea negri. Cred că aici a vomit, băieți, că am lemn dulce sau miros de sconx din ăsta. Na, când el beșină din aia, cum miroase el urât. Păi, badan, aici... N-am mirosit niciodată când am văzut un sconx în viața reală, dar nu vreau să-mi imaginez. Dar n-ai, că vomit direct. Deci am trei din ăstea și una trebuie să fie bună. Sper să fie bună. Da, mă, bagă tu guști așa de mea, mi-a ca lumea. Închizi gura. Să simți așa în toată gura, așa. Zic așa, aromat. E din aia discom 100%. Nu da așa. Mai mesecă până să vine mirosul ăla. Gustul. Cred că e lemn. Da? Înseamnă că e lemn, da. Că țipai până acum, zic eu. Fugeai de la baie, sau nu știi? E lemn dulce. Da? Da, nu-i rea, dar nu-mi place gustul ăsta. Da, o, nu-i aia. Pardon, bă, nu mai pot, mă vede înapoi. Nu-i aia rea, dar hai că nu-mi plăcea mie gustul, de asta am dat afară, ca să nu credeți altceva. Și aia, aia cred că murea. Mai după aia strea bună, aia, ia, le luăm pe amândouă, uite, una tu, una eu. Hai, l-au badat ca să vomit aici. Ești prost, dar ce am făcut așa acum? Ha. Ei, da, hai. Să-i dă unul și. Scank, scank. Du-te. Badane. Avea e lemn, frate. Un gust parfumat, așa, nu știu cum să zic. Da, nu așa de-am. Le-am mâncat-o pe toată. Gata, nu? Da, le-am mâncat pe toate, am gustat din fiecare sortiment. Nu pot să-mi dau părerea. Ălea care sunt bune, într-adevăr, ai avut dreptate, sunt foarte bune. În afară de asta cu lemn, care nu-i pe gustul meu. Chiar vreau să înțeleg cum s-a întâmplat, de-au băgat gusturile gândac. De exemplu, cum au făcut ei gustul din gândac, de unde știau ei cum? Probabil au... Au pus pe cineva să mănânci gândac și să ia, vezi, se aseamănă? Da, nu știu, nu am idee. Chestia este că puteți să-l încercați acasă. Să aveți lângă voi ceva în care să puteți vomita ulterior, în cazul în care vi se face. Nu le mâncați oricum. Nu le mâncați, că ca și gust au sunt oribili. Nu mâncați așa ceva. Ăsta a fost challenge-ul nostru, fraților, cu Jelly Beans, Basil, cele mai urâte bomboane din punctul meu de vedere, cele mai oribile, cele mai îngrozitoare gusturi pe care le-am simțit vreodată. Deci așa ceva n-am mai băgat în gură niciodată, crede-mă. Dacă v-a plăcut acest challenge, nu uitați să apăsați pe butonul de like, abonați-vă la canal dacă sunteți noi pe acest canal și nu ați făcut-o încă și activați notificările să fiți primi atunci când postez videoclipuri noi. Până data viitoare, Bogdan aici m-a ajutat, Danu, vă pupăm și vă respectăm. Nu mai mănânc nimic. Ciao. Ciao.